Între timp, continuă și criza din Ucraina, iar presa mainstream, marile televiziuni, marile site-uri de știri, cumva se masturbează așteptând războiul. Sunt cu toții super excitați cu gândul la uh, un război în Ucraina. Ziua războiului, ziua anunțată pentru invazie, așa cum titrează Antena 3, dacă e miercuri, Ucraina, cronica unui război anunțat. Digi24. Acești oameni care uh, trăiesc din, asca, din asta, trăiesc din crize, din uh, uh, tot felul de situații problematice și încurajează cumva războiul. Asta nu înseamnă că presa va fi responsabilă în mod direct dacă începe războiul în Ucraina. Evident că nu. Dar e parte a problemei. Când vedem aceste uh, titluri, când vedem cum e. De fapt, mai degrabă doar transcrisă propaganda CIA în România, de cealaltă parte propaganda Rusiei, fără prea multă analiză, fără a investiga, fără a cere dovezi, nu? Propaganda CIA era în miercuri, 16 februarie, Rusia va invada, o să vedeți, se va întâmpla. Acum că nu se întâmplă, da, dar știți, tocmai pentru că am anunțat, de aia nu se întâmplă. Asta nu înseamnă că un război în Ucraina nu este posibil. Evident că se poate întâmpla lucrul acesta. Ambasadorul rus pe lângă UE că, spune că nu va avea loc niciun atac miercuri aceasta, nu va exista nicio escaladare nici săptămâna viitoare, nici în săptămâna următoare, nici luna viitoare, spune acesta, respingând avertismentele Statelor Unite cu privire la un posibil atac asupra Ucrainei. Dar asta nu înseamnă că cei care cumva încurajează războiul, cei care sunt uh, cumva entuziasmați cu gândul la un potențial război vor înceta. Nu, pentru ei e cumva așa o perioadă uh, foarte uh, frumoasă asta cu gândul la un potențial război. Sunt oameni care Chiar își doresc lucrul acesta. Sunt oameni care, fie că sunt de o parte, fie că sunt de cealaltă, nu fac decât să dea mai departe propaganda. Propaganda americană, să iei în serios informațiile furnizate de CIA? CIA? Care e diferența dintre CIA și teroriști? E o întrebare serioasă. Iar singurul răspuns care îmi vine în minte e că, probabil, organizațiile teroriste sunt responsabile pentru mai puține vieți pierdute, pentru mai puține schimbări de regim decât CIA. Atât. Criza continuă, e clar, dar asta nu înseamnă că un război este iminent. Oamenii raționali, oamenii cu capul pe umeri, ar trebui să-și dorească un singur deznotământ în această situație. Să nu existe război, să nu existe uh, o escaladare a conflictului, să nu existe pierderea de vieți omenești în perioada următoare. Asta e tot ce ar trebui să ne dorim în continuare. Iar dacă asta înseamnă retragerea invitației Ucrainei de aderare la NATO, cred că poate fi un compromis acceptabil. not just moment